Polițiștii timișeni au acționat pe raza întregului județ pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Acțiunea a fost organizată în baza planului de operațiuni RoadPol pentru anul 2024, desfășurându-se simultan în toate statele Uniunii Europene în perioada 5-11 august. Polițiștii au utilizat aparatele radar din dotare, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 601 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 194.000 de lei. De asemenea, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 12 permise de conducere și au fost retrase 13 certificate de înmatriculare. Au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier, precum conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe. Acțiunile polițiștilor pentru verificarea respectării regimului legal de viteză continuă.